Gabriel Toncean este președintele Federației Române de Culturism și Fitness, dar este și antreprenor. Spiritul competitiv i-a adus satisfacții și realizări în ambele ipostaze, iar în toamnă va aduce la noi în țară cea mai importantă competiție din fitness. Sunt mândru că am reușit să aduc Antrenatul Mondial de Fitness în România. În 10-13 noiembrie vom avea la Bistrița cel mai important eveniment organizat vreodată de Federația Română de Culturism și Fitness, Campionatul Mondial, care sper să fie acel eveniment cu care toată lumea să rămână cu o impresie și cu amintire plăcută, iar sportivii români să rămână cu cât mai multe medalii la gât. Avem șanse? Avem... Sigur, sigur. Chiar avem campioni mondiali. Pe lângă șansele sportivilor noștri, antreprenorul gândește și în cifre. Orice competiție înseamnă o șansă în plus de a aduce bani în economia României. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu conducerea IFBB-ului, estimăm că vom avea aproximativ 500 de sportivi care vor participa la acest campionat mondial. Iar cei 500 de sportivi vor veni cu siguranță încă cu cel puțin pe atât antrenori, aparținători, soții, prietene. Dacă facem un calcul simplu, la 1000 de turiști, care să-i numim turiști pe acest sportiv și antrenori care vor veni, fiecare să lase doar 100 de euro pe zi, 3 zile sunt 300 de euro, iar la 1000 vă dați seama, este 300.000 de euro care rămân în Bistrița la acel moment. Performanțele pe care Gabriel Toncean le-a obținut pentru fitnessul românesc sunt direct proporționale cu cele obținute de el ca antreprenor. M-am împrumutat de la prieteni, fiind un tânăr, vă dați seama, la 18 ani, ce bancă, sau neavând nicio garanție ce bancă are curajul să-ți dea bani. M-am împrumutat de la prieteni, mi-a fost greu să-i dau înapoi, pentru că, vă dați seama, nu era ușor, sau n-a fost ușor în anii 93-94. Pas cu pas am construit și cred că am ajuns undeva unde... cu la fel de multă muncă trebuie să menții ceea ce ai. Pentru că nu este suficient să obții, trebuie să și menții. Dacă n-ai menținut, riști în orice secundă și în orice moment să pierzi tot. În prezent, deține mai multe afaceri, printre care și una legată de fitness, evident. Are mai multe săli în țară și are planuri continue pentru dezvoltare. Am în vedere în momentul de față deschiderea mai multor săli de fitness în centrele universitare, deci mă interesează București, Cluj, câteva din țară, normal. Pe anul 2018 aș vrea să deschid 5 săli în țară. Am încă 3 și urmează să văd pe 2019 ce va fi. Până atunci însă încearcă din răzputeri să răspundească printre români cât mai mult valorile fitness-ului. Cred că sportul nostru este sportul în care găsești echilibru, găsești o alimentație corectă, găsești un mod de viață sănătos și o educație bună până la urmă.